La 2 ani de la înfrângerea ISIS, 10.000 de jihadiști și familiile lor sunt în continuare în închisorile și taberele curzilor din nord-estul Siriei. O echipă a TVR a stat de vorbă cu luptătorii ai Daesh și câteva occidentale soții ale jihadiștilor. Reportaje în premieră pentru România. Din nord-estul Siriei, pentru Telejurnal, Adelin Petrișor și Mihai Florea. Din poate cea mai fierbinte zona a lumii, în fiecare seară, de luni până duminică, de la ora 20, la Telejurnal.